Salut! Astăzi voi face un tutorial video despre un soft numit uTorrent. Cu acest soft puteți să downloadați muzică, filme, jocuri de pe internet. Fără acest soft, bineînțeles că nu puteți să downloadați aceste filme, jocuri, muzică, nu puteți fără acest softuleț. Haide să vă arăt de unde downloadați. Deschidem Internet Explorer. Așa. Și în căsuța de Google scriem uTorrent. Ok, aici ne-a dat câteva rezultate. Iată, aici avem uTorrent free download. Dăm un click pe acest rezultat. Ni se va deschide mai multe site-uri pentru a downloada acest program. Haideți să căutăm un site, iată. Mergem pe acest site, dăm dublu click pe această pagină și așteptăm să se deschidă site-ul acesta de unde putem downloada. Iată, aici avem Download Now, să downloadăm acum acest soft. Aici vedeți că la price, la preț este free, gratuit. Pentru sisteme de operare, vedeți pe ce sisteme de operare funcționează acest soft. Ok, eu am XP, vedeți, înseamnă că o să-mi funcționeze pe sistemul meu de operare. Ok, haideți să trecem la download. Vedeți unde scrie aici, dați dublu click stânga pe acesta și așteptăm să vedem cum să downloadăm. Vă repet, dacă mergeți pe site-urile de internet și din străinătate și din țară, poate vreți să downloadați un film, un joc fără acest softuleț, nu puteți. Mai sunt și alte softulețe pentru download, dar eu vă arăt acest uTorrent. Vedeți, la mine aici îmi dă o bară sus întotdeauna, așa se downloadează cu Internet Explorer. Pe această bară dați click dreapta și aici descărcare fișier, dați un click stânga și nu trebuie să faceți decât să așteptați puțin ca să ne dea programul de salvare. Ok, iată, aici avem în mijloc tabul de salvare sau la voi save. Dați un click stânga pe acesta, dublu click, și aici ne dă calea unde să downloadăm acest soft. De aici, de la această săgeată, un click stânga și vă arată, puteți alege calea de salvare pe hard al acestui soft. Vedeți, alege și voi o partiție în afară de ce partiția ce unde aveți Windows-ul, programe și drivere, nu e bine să salvați în partiția acest, salvați în altă partiție a hardului. Eu aleg partiția D aici și dăm un click pe tabul de salvare. Ok, iată și s-a descărcat. Este un soft micuț de 320 de kilobytes. Putem închide și Internet Explorer putem închide.
deschidem Total Commander. Am făcut și un tutorial despre Total Commander. Știți bine ce ușor se poate lucra cu acesta. Vedeți, apăsați butonul numărul 1 pentru continuare, dau un click pe butonul 1 și vedeți aici am partiția D, iată și executabilul acestui program. Dăm dublu click stânga pe executabil și de aici începem să instalăm acest program. Un click stânga pe Run. Am să vă arăt și cum se downloadează, cum se face, cum se setează. Aici, după un click stânga pe Next, încă una pe Next. Aici, că suntem de acord cu termenii de licență, I agree. Un click stânga pe I agree, pe acest tab. Aici sunt câteva căsuțe bifate. Aici ne arată, vedeți că se instalează în partiția CEM Program Files, exact ce vă spuneam, unde se instalează programele. Aici avem Create Start Menu Entry, debifăm ca să nu intre deodată cu Windows-ul când dăm drumul la calculator, să nu pornească greu Windows-ul și aici ca să ne dea o icoană rapidă și aici să creeze o icoană pe desktop, adică pe monitor și aici la Quick Launch Icon ne dă jos acolo la lansarea rapidă încă o icoană pe care se dă doar un click. Ok, lăsăm totul așa și dați un click stânga pe Next. Așa, aici ne avertizează dacă avem un firewall. Haideți să închid și eu firewall-ul. Ok, să nu mă avertizeze. Haideți să debifăm ca să aici cu ne avertizează dacă avem firewall și aici dacă să pornească deodată cu Windows-ul, bifăm astea amândouă, nu avem nevoie de ele și dăm un click pe tabul Next. Ok, aici ne dă ca să instalăm niște toolbar-uri, nu ne trebuie aceste toolbar-uri. Debifăm toate căsuțele și trecem la instalare, un click stânga pe Install. Ok, s-a instalat foarte, foarte repede. Iată, avem icoana aici, deci v-am arătat că are 320 de kilobytes, este un program micuț, deci într-o secundă se instalează programul. Dăm dublu click pe icoană și așa arată uTorrent, această versiune. Aici avem meniul. Aici ne arată ce se downloadează, ce este complet downloadat, active și inactive. Avem aici funcția de option, dăm un click stânga pe el și aici la preferințe dăm iarăși un click pe acesta și aici avem niște setări. Aici puteți alege și voi limba dacă dați un click. Acesta este numai în engleză, dar se găsește și în română unele versiuni. Iată câteva căsuțe bifate aici ca să verifice update automat. Eu am debifat la mine, nu-mi trebuie update automat. Mergem aici în stânga mai jos cu un click. Sunt bifate cum trebuie, vedeți, nu umblați nici voi aici. Aici la directories este important,
Aici puteți alege unde să vă downloadeze filmele, unde când este complet downloadat, unde să vă bage. Deci și voi aici aveți grijă, trebuie să alegeți calea unde se downloadează ceea ce vreți voi de pe internet. Așa că mergeți aici în dreapta, aveți acest tab cu cele trei punctulețe, dați un click stânga pe acesta și aici ne deschide calculatorul nostru, hardul. Pur și simplu voi creați un folder, v-am arătat și cum se creează un folder, dați click pe acela, de exemplu eu am pus filme, dau click pe filme și apăs OK. Vedeți, mi s-a pus filme. După aici, la fel, trebuie să puneți exact același folder. Tot la filme, dați click pe filme, OK, după apply, adică aplică și când s-a terminat download-ul, știți că în partiția E, în folderul filme, veți găsi ceea ce ați downloadat. După aici mai sunt câteva setări. Vedeți aici la upload, adică când downloadați un film, bineînțeles că și alții pot să copieze de la voi, care se numește upload, adică dați și la alții. La 0 este nelimitat, lăsați așa și voi. După aici la global download rate limiting, maximum download rate. Vedeți, este pus la 0, adică nelimitat. OK, lăsați și aici așa. Aici la conexiuni, puneți și voi, o să aveți niște o să aveți mai puțin 200, nu știu ce, puneți și voi niște să aveți număr de conexiuni mai mari. Eu am pus așa la cum mi-a venit la mână, la tastatură, dar totuși vedeți aici aceste trei căsuțe, puneți puțin mai mari să aveți mai multe conexiuni. OK, la person, iată, maximum number, adică să caute la mai multe persoane, sloturi, pur și simplu puneți puțin mai mare, nu e obligatoriu chiar așa mult, dar puneți oricum peste să aveți mai multe conexiuni. Deci aici este cam obligatoriu ca să caute, știți bine, acest uTorrent. Noi downloadăm de pe calculatoarele altora, pur și simplu exact cum este aici, am downloadat un film și altul poate să iei de la mine. Este o conexiune de calculatoare între ele, legate între ele cu acest uTorrent și pur și simplu oricine din lume vrea, de exemplu, acest film, poate să și îl ia de la mine și la fel și noi putem să luăm de la ei. Dăm mai jos, aici sunt setările făcute, mă rog, iarăși pe aici, upload number, puneți și voi aici ceva cifre, puțin mai mari, pentru upload și download, vedeți, maximum number of active download, iarăși puneți ceva cifre mai mari, aici voi o să aveți 150, ridicați și voi la 300, aici lăsați la 0, mergem mai departe, pe aici putem să dacă bifăm, putem să programăm o anumită oră, o anumită dată, cât să downloadăm, cât să nu downloadăm la o anumită oră, zi, dar nu, dacă nu prea știți, nici eu nu prea folosesc acest utilitar din acest soft, lăsați de bifat, mergem mai departe. Iarăși pe aici nu umblați, nu ștergeți nimic. Este important să nu ștergeți nimic. În rest, nu umblați la nimica, doar acele setări faceți ce v-am arătat. Aici, la directory, sunt unde să vă
înceapă download-ul și unde să se termine. Deci alegeți un folder pe calculatorul vostru. Acestea două sunt importante și la iarăși aici vedeți, puneți puțin aceste numere mai mari, iarăși aici puțin mai mare, aici la rație puneți 300, aici lăsați la 0, pur și simplu, în rest nu umblați la nimic dacă nu știți. Dați apply, ok. Și iată, cam s-au făcut setările, nu este greu. Haideți și să vă arăt, să vă dau un exemplu. Tragem jos puțin programul, deschidem Internet Explorer și haideți să vă arăt cum se, pur și simplu, cum se downloadează un film. Intrăm pe un site, Pirate Bay căutăm, dăm un click stânga pe acesta. Așteptăm să se deschidă. Iată, acesta este thepiratebay.org. Acesta este adresa. Dăm dublu click stânga pe această adresă. Ok, s-a deschis și aici putem căuta muzică, ultimele torente băgate și browse torrent, mă rog, de exemplu căutăm și noi un film anume, putem să scriem aici titlul filmului, haideți să vedem un film, de exemplu Gladiatorul, scriem Gladiator, ok, și dăm un click pe Pirate Search. Voi dacă vreți puteți bifa ca să vă dea numai fișierele video aici sau alt toate. Hai că lăsăm așa și dăm un click pe Pirate Search să vedem ce rezultate ne dă. Iată, ne-a dat câteva rezultate cu gladiator, formatele acestora. Vedeți cum am ales și să ne arate tot despre gladiator, ne-a dat și jocuri, cărți, aplicații Windows, tot felul de lucruri. Voi vedeți, alegeți un filmul video movies când scrie aici, puteți alege, vedeți și în ce format să fie. Aici sus vă arată, mă rog, cine a tras, câți au tras acest film, pur și simplu căutați, iată, Extended X264 este un driver pe care trebuie să-l aveți voi instalat. Am făcut un tutorial, adică un codec, mă scuzați, nu driver, un codec video. Am făcut un tutorial despre un pachet de codecuri. Haideți să vedem. Dăm click pe Gladiator 2000. Dăm dublu click, de exemplu, pe acesta. Dăm dublu click. Așteptăm să ne dea o pagină. Ok. Iată, ne-a deschis și pagina. Aici, dacă dăm în jos, avem câteva informații despre film, cine joacă, actor, iată. Și aici avem tabul de download. Aici, iarăși, avem tipul video movies, file 4 file, size mărimea 4 GB, info pe IMDB, mă rog. A fost, adică noi a fost băgat acest film de acesta, mă rog, voi nu trebuie să faceți altceva, nu acesta, mă scuzați, nu acel verde, mă scuzați, nu apăsați pe acel download, ci aici, pe acest verde, download this torrent, acesta trebuie, dați
dublu click pe acesta și iată, ne-a dat ca să salvăm acest film. După aia, aici ne arată numele, mă rog, tipul uTorrent de la torrentpiratebay.org. Voi trebuie să apăsați aici primul tab de deschidere, dați un singur click și vedeți, automat a găsit cu ce să deschidă acest torrent, cu uTorrent, cu acest program care noi am instalat. Dacă nu aveți acest program, mă repet, nu o să puteți copia filme, jocuri, muzică fără acest torrent de pe site-urile, de exemplu de pe acest site unde se găsesc foarte multe filme, jocuri și tot ce vreți voi. Ok, dacă nu vă dă exact așa, vedeți, vă dă tot un fel de pagină de acesta și ca să alegeți icoana cu ce să deschidă, voi alegeți uTorrent, icoana aceasta de aici, unde am eu mouse-ul, vedeți aici, sarete așa, dați OK, apply. Am făcut și câteva tutoriale despre setări și cum se fac aceste setări. Vedeți, dacă deschide o pagină de asta, vă întreabă cu ce să deschidă, voi căutați uTorrent, icoana de uTorrent, dați OK și o să vă deschidă tot ce trageți de pe site-uri, o să vă deschidă cu uTorrent. După aia dați OK și iată, mi-a băgat aici, gladiator, aici ne arată download speed, adică cu cât ce viteză îmi downloadează, aici deja cu cât îmi trag și alții upload, viteza de upload, cu cât trag și alții de la mine, că în timp ce eu trag, dau și la alții. Asta e. Pur și simplu, noi dacă downloadăm, trebuie să dăm și la alții. Vine destul de repede, vă dați seama, are 4 giga acest film, dar aici vă arată iarăși în câte ore, dar cum urcă download-ul aici, la ce viteză, dacă se, cu cât urcă viteza de download, cu atât scade și orele și, mă rog, asta e dacă trageți un film de 700 de megabytes tip AVI, o să vedeți că în maxim jumătate de oră vine. Asta e, trebuie să așteptăm. După aceea, v-am spus, intrați în My Documents și voi ați ales, eu v-am arătat, eu am ales folderul de filme în partiția E, deschid și iată, aici o să îmi bage filmul Gladiatorul. Acum nu este downloadat complet, dar deschide și aici o să aveți, vedeți, pur și simplu, o să aveți filmul. Dați dublu click, deschideți cu BC Player-ul și vă uitați pur și simplu la film. Eu acum șterg pentru că nu-mi trebuie acest film, am făcut doar o demonstrație. Dați un click pe el și dacă vreți să ștergeți, apăsați pe da, pur și simplu să ștergeți acel torrent. De exemplu, dacă vreți să căutați audio, file, numai audio, dați pe Pirate Search un click, bifați acolo audio și o să ne dea numai fișiere audio. Hai să vedem, acestea sunt, cred că, videoclipuri. Ok, haideți să vedem, să căutăm ceva de muzică. Nu știu cum să scriu aici, nu știu, music. Hai, uitați, aici avem music, dăm un click pe el.
Deci muzică, aici ne dă ce fel, ce gen de muzică. Iată, avem și anii 50, muzică din anii 60, 70, 80, 90. Aici electronic, rap, vedeți la fiecare literă, vă dă ce fel de muzică căutați voi. Haideți să căutăm muzică din anii 60, rock and roll, mie îmi place foarte mult. Nu găsiți oriunde, iată aici cine dă numele de cine să fie, de ce formații sau artist să fie cântat. Iată avem și Elvis Presley, la fiecare literă, iată o grămadă de nume, puteți alege și dacă are pe Pirate Bay sunt fișiere audio cu cântărețul pe care l-am ales noi, o să vă dea rezultate. Haideți să căutăm pe nu știu, aici am văzut, haideți pe Elvis Presley că este cunoscut, dăm dublu click pe numele Elvis Presley, dublu click stânga și așteptăm puțin, iată câte ne-a dat. Avem albumele scoase când a fost puse aceste torenturi pe acest site în 2004. Iată Elvis Presley, o grămadă. Hai să vedem un album, de exemplu, cu am văzut Christmas, ceva colinde din anii 1957. Dăm dublu click pe acesta. Are mărimea de 70 de megabytes. Așteptăm să se deschidă. Ok, s-a deschis. Iată. Aici jos ne dă câteva informații. Iată melodiile care sunt pe acest album. Mă rog, câteva informații despre acest album și aici aveți Download This Torrent. Dublu click pe acesta. Aici nu apăsați salvare pentru că va salva torrentul. Dați pe un click pe deschidere. Vă deschide cu ce, cu ce program să downloadați. Vedeți, automat mi-a dat uTorrent-ul, programul pe care noi l-am instalat înainte. Iată aici ne dă și melodiile, mărimea lor, sunt selectate toate. Dacă voi nu aveți nevoie de vreo melodie de aici, pur și simplu debifați cu un click stânga și nu mai vă downloadează acea muzică. Ok, dăm un click pe tabul OK, iată a apărut aici. Vă spun că aici pe acest site găsiți niște lucruri pe care nu le găsiți oriunde, muzică veche, filme, tot feluri de filme, câteodată nu merge această adresă că au și ei probleme, dar dacă nu aveți mă rog, niște site-uri pe care, de unde downloadați voi, alegeți acest site că este bun, este din străinătate, iată Download Speed, viteza de download și ne arată că în 13 minute avem acest album cu Elvis Presley, colinde de, sau mă rog, de Crăciun, muzică de Crăciun. Aici când această bară este 100%, atunci s-a terminat downloadul. Mergeți frumos, deschideți Total Commander-ul și o să vedeți că iată Elvis Presley aici deschide și o să aveți tot albumul. Pur și simplu ascultați aceste melodii pe care voi le-ați copiat. Cam atât despre Torrent. Iată ce repede vine cu 1 MB pe secundă, imediat este gata. Haideți că vă fac și o demonstrație. Dacă tot vine așa repede, mai avem 5 secunde
Ok, s-a terminat download-ul, iată este done, gata, 100%. Așa deschidem în unde exact am salvat acele fișiere, v-am arătat aici la Directories, în partiția E, în folderul filme. Închidem, deschidem, iată suntem în partiția E la folderul filme, dăm dublu click, deschidem și pur și simplu dați un dublu click pe o melodie și va deschide imediat muzica, să vedeți. Cuvinapu, v-am arătat și setările cum se pune să deschidă Cuvinapu. Iată, avem melodii unicate pe care nu mai le găsiți oriunde. Să dau drumul la boxe. Vedeți? Dați dublu click pe altă melodie. Sper să se audă și la voi. Și așa se downloadează cu uTorrent, foarte simplu și foarte util. Cam atât despre acest tutorial. A trecut jumătate de oră, dar v-am făcut și demonstrație ca să știți și voi cum să faceți. Vă aștept și la alte tutoriale. Salut!